După cum știți, dragi prieteni, m-am vârt de mulți ani în lumea culturii, a artei, a spectacolului. Astăzi mi-a fost oferit un alt fel de spectacol, pentru care mulțumesc celor doi companioni ai mei, șef Giovanni și șefa lui șef Giovanni Flori, pentru spectacolul gastronomic pe care mi l-a oferit. Suntem la gastrohub-ul Giovanni. Da. Așa, unde tocmai ce s-a terminat un curs de gătit pentru copii. De unde la bun început i-am văzut un pic reticenți, stingheri, se vedea că nu se cunosc prea bine, pe măsură ce au descoperit rețete, ingrediente, pe măsură ce au măsurat ingredientele, cantitățile. Au început să frământe, au început să creeze produsul final și, la urmă, să-l și guste, pentru că a fost creația lor. Spectacolul oferit, vreau să spun că a fost fascinant. Oameni buni, întâi vă mulțumesc că m-ați invitat și, credeți-mă, mă simt onorat pentru această invitație și mi-aș dori să mai vin aici la voi, că tare-i frumos. De ce necesitatea, credeți voi, a unor astfel de cursuri? Asta ar fi pentru copilași. Aici las pe Flori să vă explice mai bine, că ea știe exact. Am văzut dorința de a face chestia asta în copii atunci când vin la restaurant. Toți cei care ne calcă pragul sunt foarte interesați de rețetele lui Giovanni, de ce face el în bucătărie, cum face și cum sunt aduse preparatele noastre la stadiul de servire. Și ne-am gândit să le dăm ocazia să vadă și din interior cum se desfășoară lucrurile. Și au fost foarte încântați. Dornici și încântați. Foarte încântați, copii. Chiar au oferit un spectacol. Suntem Florin, la al doilea curs de genul. Da. Acesta la și al treilea, pentru că asta e la al treilea anul ăsta, al doilea anul ăsta, primul l-am avut anul trecut. Da. Anul trecut am făcut unul așa, am decis să facem un curs, nu știam dacă e o chestie care viabilă și vinde. Da. I-am făcut un curs cu pizza, da, cu pizza, cu copii și pancakes și bine, concursul a fost deosebit, a fost super fain, dar am început după aia, la un moment dat am luat vacanța de... Am venit primăvara și n-am mai putut face cursuri la gastrohub, nici cu cei mari, nici cu cei mici, pentru că au început evenimentele și în weekend sunt plecat la evenimente. Și au început să sună telefonul, să-mi certe, nu mai facem. Da, aceeași deschidere, am avut timp să discutăm, ne cunoaștem de o bucată de vreme, din fericire pentru mine. Și pentru noi. Așa, și am avut un pic de timp să discutăm despre cursurile pentru copii și cursurile pentru adulți. De cine sunteți? De care fel de cursuri sunteți cei mai încântați? Copiii sunt mai curajoși. Da. La adulți e un pic mai mult de muncit până îi convingem să aibă inițiativă și să pună în aplicare ceea ce învață la curs. Copiii sunt automat mai naturali și mai rapizi la face lucrurile. Da, sunt într-adevăr. Imediat ce ajung, poate nu au același curaj, dar îl capătă pe parcurs. Am văzut asta, chiar am văzut. Îi ajută faptul că sunt foarte naturali și nu le este frică. Așa, am văzut cu câtă plăcere. Da. Au băgat mânuțele, n-a luat, au întins orezul pentru sushi. Au fost două preparate, nu la îndemâna oricui, nu foarte comune. Ceva nou pătruns în gastronomia românească, preparatele de gen oriental, de data asta japonez. Da, de fiecare dată încercăm să facem câte un curs diferit. Adică, și chiar avem câțiva copii care prezenți la toate cursurile. Ce frumos! Tocmai din cauza, adică tocmai... Crezi că au început să gătească în locul părinților și de asta trebuie părinților? Avem câțiva copii care gătesc acasă. Părinții, chiar știu și am văzut și au și dexteritate, au tot. Câțiva învață acum, dar văd că-s pasionați, adică fac lucrurile cu... Dar faptul este că copiii tot timpul este o plăcere din ce? Că ei vezi că și după ce gătesc, sunt atenți, gătesc și savurează ceea ce fac. Exact. Sunt sigur că voi nu vă gândiți că copiii ăștia care vin la cursurile voastre vor deveni la un moment dat șefi, bucătari scuțiți, dar pentru tot restul vieții le va prinde bine. Descoperă o lume nouă,
o artă nouă, pentru că despre gastronomie se poate vorbi cu convingere ca despre o artă. Eu o să insist un pic și despre școala pe care voi o aveți la Il Viaggio. Dragii mei, am mâncat de câteva ori, de fiecare dată preparatul pe care l-am mâncat l-am trecut în capul listei, ca voi repeta experiența, încă mai este o listă destul de lungă, o să le încerc pe toate. Nemaipomenit. Este o artă și ce se întâmplă acolo la Il Viaggio și aici la Gastro Hub este o școală. Pentru că, știți, sunt cutumele, sunt obiceiurile, sunt moștenirile, inclusiv gastronomice, dobândite. De unele se scapă foarte greu sau niciodată. Ceea ce faceți voi este să le propuneți oameni, românilor, cel puțin celor de aici, din Piatra Neamț și nu numai, un alt mod de a privi mâncarea. Da, este adevărat lucrul ăsta. Asta a fost și scopul când am deschis Il Viaggio acum 4 ani. Să facem ceva diferit de ceea ce este în Piatra Neamț. Da. A fost o nebunie la început să facem lucrul ăsta. În vedere că am încercat să educăm și să, să păstrăm linia cu care am pornit. Cel puțin primul an a fost cel mai greu an pentru noi, dar zi de zi păstrăm, mergem mai departe, avem rezultate, da. Lumea apreciază, da. Rămânem la un restaurant mic. Toți pleacă de acolo cu zâmbetul pe buze. Eu de câte ori am fost, toți au plecat cu zâmbetul pe buze și v-au căutat să vă mulțumească și să vă spună la revedere, nu adio, în niciun caz nu mai trec pe aici. Dimpotrivă, vor să repete experiența. Asta ne dă curajul să ducem lucrurile mai departe. Să treceți de primul an. Da. Da, să trecem în primul an și să facem în fiecare an să devină mai ușor și mai încurajator pentru noi. Apropo de ușor, sigur primul an nu a fost deloc ușor pe voi, văzând la unii dintre clienții voștri reticență. Încercări de a vă cere mâncăruri pe care voi nu vroiați da, să le introduceți în meniu, da, tradiționalele. Am avut chiar doi pași importanți când am deschis. Unul, că am făcut exact un restaurant cu specific italian, mediteranean și cu anumite influenții care vine din călătorie. Așa. Dar, în același timp, a doua adică doar de pas, cel mai greu a fost faptul că nu am lăsat capul jos și nu am amestecat lucrurile. Adică exact. Restaurant a fost stil restaurant italian, nu am făcut ciorbi, nu am făcut alte lucruri. Ceapă la grătar. Și ceapă la grătar. Și atunci, asta a fost prima parte cea mai grea, pentru că mulți clienți vineau și ne certau la început de ce nu avem și ciorbă, de ce nu vrem să facem carbonara cu smântână și vrem să o facem cum e aia originală cu pecorină și bușe de porc cu anceale. Am avut chiar la un moment dat un eveniment semi-neplăcut când cineva a zis că el plătește și consideră că odată ce nu plătește trebuie să-l facem. Orice, da. Dar lucrurile astea s-au eliminat până la urmă de la sine. Cele mai multe ați contribui, da, voi la această eliminare. La început eliminare. A mai fost... Prin calitatea deosebită a bucatelor voastre. Plus că la început am mai avut un avantaj și un dezavantaj în același timp. O parte veneau la noi, mă cunoșteau pentru că fusesem și apărusem pe sticlă la televizor, o parte nu veneau din cauza faptului că credea că suntem scumpi, pentru că, având în vedere că am avut vizibilitate, lumea credea că scump. Dar nu ne vedea ocazia și... Dar încet cu încet am dovedit că nu e adevărat, am dovedit ceea ce facem, o mare parte i-am mulțumit, o mare parte sunt în continuare cu noi, o parte nu știu dacă reușim, pentru că nu ați putem tot timpul să ajungem pe gustul tuturor. Dar și în ziua de azi asta facem, adică ne-am păstrat identitatea din prima zi, iar asta este Il Viaggio. Da, și asta vă menține în topul pub-urilor, restaurantelor de calitate, cel puțin de aici, din Piatra Neamț. N-ați făcut rabat de la calitate, repet. Niciodată, la calitate. Așa. Cele mai bune ingrediente, cele mai proaspete. Eu am fost acolo, dragi prieteni, și am intrat și în culisele Il Viaggio și m-am convins.
de lucrul acesta. Apropo de culisele, și aici au fost niște culise, să nu credeți că totul s-a desfășurat așa, apăreau ca prin minune, legume curățate. Nu, 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 undeva acolo, coborând câteva trepte, în celălalt laborator al gastropubului, hub-ului, era Flori, mai era o colegă de la Iubiagio. În ambele locuri avem norocul de colegi care să ne susțină și să ne ajute să ducem lucrurile la capăt, la acel capăt pe care l-am setat noi. Da, 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 da. Pentru că voi chiar ați văzut în momentul când ați deschis, a trecut un an, nu ați abandonat, deși bănuiesc că ați avut uneori motive să fiți disperați, să spuneți că nu se mai poate în felul ăsta, ați continuat. Și a fost ca un fel de luminiță așa de la capătul tunelului pe care voi ați văzut-o. Voi chiar ați văzut-o și o vedeți în continuare. Da, trebuie să recunoaștem că acum se transformă așa într-un șirac de luminiță. Prindem curaj, da. Ce frumos! Suntem recunoscători tuturor celor care înțeleg ce facem acolo și o să fie lângă noi în continuare. Și... Da. Ce să spun? Încă o dată sunt onorat pentru faptul că m-ați invitat aici. Abia aștept și următoarele invitații. Abia aștept să revin la Iubiagio să mai aleg un fel de pe meniul vostru. Vă țin pumnii, oameni buni, și vă doresc multă, multă sănătate și putere. Planuri știu că aveți și nu puține și nu urâte. Mulțumim! Mulțumim.
E foarte important când facem sushi-le să spălăm orezul, da? Și după aceea să-l punem la gătit. Aceeași cantitate de orez cu aceeași cantitate de apă, da? Dacă pun un kil de orez la un kil uscat înainte să-l spăl, da? Pun la gătit, la spălat trebuie să am și un kil de apă, da? Unul cu unul, da? Eu să folosesc două oale pentru gătit orezul, ca să aveți orez să vă jucați. Plus am mai pus o oală foarte mare. Am asta și asta pentru voi. Ia uitați. Vedem? Dacă aveți întrebări, spuneți. Ca să vă răspund. Ați văzut cum faceți acasă, în rețetă, cum faceți acasă, dar nu aveți oală? Nu scrie acolo, ia zice. Ha? Tot la fel? Cât orez, atâta apă? Bravo. Bun. Uitați, punem aici un kil de orez. Da? Uitați. Acum, dacă îmi cântăresc, știți că e mai mult de un kilogram, da? Acum, dacă am un kilogram, 400. Da? Păi, punem apă. Stai, pun apa. Da? Îl mișc puțin. Pun capacul. Și apăsați pe buton și faceți singur. Se oprește singur când orezul de gătit, da? Deci când vreți să faceți sushi acasă, vorbesc cu părinții, cumpără o oală. Asta, de exemplu, am cumpărat-o de la Lidl și a costat, nu știu, 100 de lei, cred. Nu mai mult. Și asta face, da? La fel, aici punem tot așa. Aici avem jumătate de kil. Fiind oala foarte mică, nu-mi intră un kil de orez, pun jumătate de kil de orez, da? Uitați. Jumătate de litru de apă, da? 500 grame de orez, 500 de apă. Ok? La fel, punem capacul, îl pornim, apăsăm butonul și se gătește singur el orez, da? Durează cam 10 minute, un sfert de oră, să fac orezul cum trebuie. Vrei? Da. Hai. Asta nu e voie să mai mișc în față. Adică când dărim acolo. Uitați aici. Avem făina pentru moci. Foarte greu de găsit. Și ne punem la frământat. Trebuie să facem prima dată aluatul pentru moci. Da? După aia ne apucăm de făcut sușile. După care ne apucăm înapoi de desert. Da? Ați văzut că aveți, și aveți două lucruri. Aveți desert. Da? Și sushi. Cei care au fost la cursul din paste, la fel am avut. Am avut paste și desert. Am făcut brioșe. Da? Da. Puneți mâna cu făină, de rest, e diferită. Ca și. Ca și tip de făină. Nu e făina normală. Hai vă dau și volume, da? Care îmi zice și mi-a vă rog frumos rețeta la desert? Îți ziceți rețeta la desert? Ați văzut pe de fină aici? Am închis căldura, că altfel... Hai, care îmi zice rețeta? Nu... Nu vreți să-mi ziceți rețeta? Hai, zi rețeta! Să
Bravo! Bun! Hai! Eu mă duc să vă pregătesc gramajele, da? Voi vă dați suporturile de curs la o parte și tapetul de sushi, că trebuie să frământăm, ca la paste. Da? Perfect? Facem un compozit la două persoane, da? Voi eu, o echipă, da? Bun, veniți aici, da? Și puneți 50 de grame în dată. Hai! Aici am luat, da? Vezi? Da? Vezi cu de ligat, da? Dacă ea pune de ligat, pune și apă, eu pun până la urmă. Și poate mi-e la urmă, mi-e la urmă. Hai, facem. Echipa de noi. Dacă cineva, având în vedere că facem echipă de câte doi, da? Cine pune zahărul, da? Următorul pune apă, tot așa, da? Împărțim temele, da? Bun? Sau cu făina normală? Cu făina normală. Normală. Vi se pare mai dificil de fermentat asta, altfel decât ce... Nu, pare ca amidonul. Da. Da. Și se amestecă bine. Ai folosit amidonul? Ai folosit amidonul? Așa, tare cu iarnul, se crăpa și când... Dar ce foloseai amidonul cu apă? Făceam plastilină. Ah, plastilină. Ah, rețeta de plastilină pe YouTube, am înțeles. Bravo. Nu mai avem nevoie de lingură aici?
acum renunțăm din lingură. Gata, pâine, îl punem aici, da? Și acum trebuie să o frământăm, da? Și acum împărțim în trei bile, ca să frământăm. O parte e frământul, da? O parte frământul. Hai. Și trebuie să incorporăm toată făina, da? Hai. Da, nu se mai poate adăuga apă sau... Teoretic nu se mai pune apă, este strictă. Dar dacă cumva am ținut făina de orez într-un mediu prea uscat, avem nevoie. Dacă o ținem în punga lor din plastic care vine, care nu-i permite umiditatea, nu mai avem nevoie. Și important e să nu depunem prea mult apă, pentru că oricum îl vom găti în apă. Ai mai frământat acasă? Da. Da? Ce ai făcut, prăjituri sau pâine? E mai greu decât la pâine. Prăjituri. Cu mama împreună? Da. Da? Voi n-ați cerut să facem aici. Cine mi-a cerut? Tu ai mai frământat? Da. Da? Și ți-a plăcut? Da. Și aici îți place? Da. Îți place să faci mânuțele așa, în albat, să frământi, să te simți corp comun cu făina și cu ce iese acolo, da? Și mai ales când te gândești ce o să iasă, da? Prăjitură bună. Nu mai pot? Știu. Voi ați mai frământat până acum? Ați mai umplat cu făina? Da. Da? Pentru ce anume? Prăjituri sau pâine? Lăstite, pâine, copii. Da? Și cu cine? Împreună cu cine? Cu mama la bucătărie sau așa simt? Cu bunici. Cu bunici, la bunici. Da. Vă aduceți aminte de aroma cozonacilor de la cuptorul bunicilor? Cred că o să merg. Trebuie doar să zâmbiți la el și să vă hai! Da? Ia-ți bajot. Da? Trebuie să-l frământ bine, da? Hai! Ai văzut, da? Hai! La Patrice, nu? Hai ca să facem mai ușor. Ia! Ați mai frământat până acum? Ați mai lucrat cu făina? Da, dar nu cu făina de genul ăsta. Nu cu făina de genul ăsta. Era mai ușor cu cea de grâu? Da. Da. La ce ai ajutat? La bucătărie? La pâine? La cozonaș? La pizza. La pizza. A luat pentru pizza, da? De cel mai mult. Îți place pizza? Foarte mult. Da, sushi. Încă n-ai lucrat, nu? Yes! Da, făina? Făina? Făină, da? Și acum vă dau aluatul, da? Șef Giovanni, se lucrează mai greu cu făina de orez glutamat decât cu făina de grâu? Da, se lucrează mult mai greu pentru că e făină lipicioasă și e exact cum e amidonul. Și necesită mult mai mult forță și timp. Se pare că cei mici fac fața. Fac, da, fac fața. Deci fac sunt niște voinici. Sunt viitori bucătări, voinici, viitori bucătari. Îi facem. Da? Trebuie să luăm toată făina de prima. Da, toată făina. Puteți să mai puneți puțin aici apă de pe tare. Ia, amestecă-te. Toate. Toate, da. Hai. Amestecăm tot.
Bucătăria japoneză pe vremuri și în ziua de azi, inclusiv în ziua de azi, unitatea lor de măsură este kana. Orice familie de japonezi are o kana. Fiecare persoană are o kana. Kana respectivă este exact unitatea de măsură. Niciodată un japonez n-a să vedeți, eu am lucrat cu japonezi, bucătar șef japonez, și niciodată n-a să vedeți că ei au cântare. Deci nu există cântare. Unitatea de măsură, cum erau bunicile noastre, nu știu dacă ați avut ocazia să vedeți, când făcea pilaful, când făcea ciorba, o cană de orez, o cană. Ei au o cană. Fiecare persoană când se naște, primește cadou o cană. Cana aia respectiv reprezintă unitatea lor de măsură. Da? Deci ei tot timpul se rezumă la o cană. Deci niciodată un japonez n-a să vedeți că folosește un cântar. Nu, pentru că ei au măsura. Dacă pune o cană de orez, pune o cană de apă la fel. Atât de? Și jumătate de cană de oțet. Adică e simplu. Și nu dă greș niciodată. Da. De exemplu, cântarul care l-am folosit noi azi, la câțiva au dat greș. Pentru că nu o cântări precis. De exemplu, la ei, aceeași cantitate de apă și aceeași cantitate de făină, n-a fost la fel ca la voi. Și chiar dacă a fost 180 de grame. Pentru că a fost același aluat, aceeași făină și aceeași apă. Dar uitați că la ei nu a fost. Nu? Ei s-au chinuit, le-am mai pus, la voi le-am pus foarte puțin, iar la ei le-am pus foarte mult, iar. Da? Hai să vă arăt, uitați. Important e când faceți orezul acasă, da? După ce îl coaceți, îl faceți în oală, îl faceți în oala aia care coace singură sau astea, trebuie condimentat, da? Și cu ce se condimentează? Cu orezul, cu oțet de orez, da? Oțetul lui. După ce se gătește, se întinde, da? Și se pune oțetul, dar îl punem de jur împrejur, da? Nu tot în același parte. Da? Da. Da? Și se învârte. Cum se învârte orezul? Tot timpul se învârte prin tăiere, da? Adică nu facem așa, ca la, da? Prin tăiere, așa. Vedeți? Da, se spargă bob cu bob, se spargă, se dezlipească și se intre oțetul în el, da? Vedeți? Da. Haideți și gustați prima dată de aici, din orez. Luați câte o bucățică de orez și gustați. Și după aia îl gustați cu ăsta condimentat. Ca să vedeți diferența. Ai gustat? Nu aveți curaj? De rușine? Hai! Uite, Oana, trecem la fiecare și vă da, și când termin pe asta de condimentat, vi-l dau pe asta. Vedeți ce diferență e de când îl condimentăm. Miroase tare oțet pentru că orezul e cald și se emană aburi, da? Dar nu este oțetul care îl folosim noi. Un orez special de sushi. Da, este orez special. Adică orezul bob spart, care îl folosim noi, nu pot face. Nu, este orez, dar acum se găsește peste tot orez de sushi. Adică, inclusiv oțetul pentru sushi, scrie pe el oțet sushi. Pentru că oțetul de sushi... Așa? Da. Oțetul de sushi nu este oțetul de orez simplu, este oțetul de orez cu oțet de mirin, cu zahăr și sare. Asta e rețeta bază, da? Iar de aici se mai face tot felul de arome. Era mult? L-am pus? Oțet? Am pus mult? Având în vedere că aici este un kilogram jumate de orez, intră cam în jur de 450 ml de oțet. Bobo absorbe. E la fel că mai ați făcut, cum ați făcut compoziția pentru moci, da? Are nevoie de... Vedeți cum îl învârt? Da? Oana, poți să-ți dați gust. Mulțumesc. Hai să gustăm. La gust e ceea ce trebuie.
Un alt lucru important este să învârtiți tot timpul cu o lingură de lemn. Și un alt lucru important care trebuie să-l corupi bărbatul tău, să facă o oală de orez care se învârte. Să arăt. Da, de lemn. Pentru să tragă umiditatea. Orezul normal se face într-o, când se amestecă, se amestecă într-o... Seamănă cu o bale de aia de lemn, știi? O... Nu, lemn brad, nu. Trebuie un lemn care absorbe umiditatea repede. Îmi trebuie, da, moale. Brad. Opărit, bine, ca să scoată ceara din el, scoate rășina. Știu că pare ciudat acum, dar vă zic o chestie care e bine să vă, să țineți minte. Nu am nimic cu cei care fac sushi și-l vând la Lidl congelat. Dar sushi-le se mănâncă proaspăt. Da? Deci când se face, se mănâncă. În Japonia, dacă te duci să mănânci sushi la un bar de sushi sau la un restaurant, după ce îți face japonezul sushi-le, da? După ce ți-l face, ai un minut timp să mănânci rola. Dacă într-un minut n-ai mâncat-o, o ia și o aruncă. Și se folosește pește doar proaspăt. Noi azi nu folosim pește proaspăt și nu folosim că nu avem și folosim lucruri gătite. Dacă se folosește pește proaspăt, se folosește doar pește pescuit din ziua respectivă și atât. Ai că nu facem cu somon? Ba da, facem cu somon. Dar facem cu somon cu mei. Putem? Deci nu noi. Eu vă zic cum e cultul la ei, în Japonia. La ei sushi-le nu este doar un stil, nu este doar o mâncare, este un stil de viață. Este o cultură întreagă. De exemplu, nu oricine face, nu credeți că în Japonia face oricine sushi, da? În primul rând, sushi în casă fac doar bărbații, nu fac femeile, dar nu pentru că este o problemă. Pentru că așa au ei rânduiala, adică este și o femeie în Japonia care are o stea Michelin câștigată cu sushi, adică nu este o problemă. Nu e că o chestie de rasist ceva, doar că ei își împart, tradiția. Așa și nu oricine, adică nu orice bucătar face sushi în Japonia. Sunt bucătari de sushi și sunt bucătari de ochi, adică de paste și restul, da? Și doar bucătarii de sushi fac sushi. La noi, în România, da, toată lumea face sushi. Ceilalți au voie? Nu că nu au voie, își împart. Înțelegi? Adică se specializează cineva pe sushi, cineva pe tăiței. Înțelegi? Și asta fac, adică ei respectă foarte mult cultul. Da? Bun. Hai să vă fac așa două role repede. Facem niște role mici, da? Algele care folosim pentru a înveli sushi-le, da? Sunt algele care le folosim pentru învelirea sushi. Da. Ia să vedem dacă mai știu să mai fac sushi. Ce ziceți, mai știu? Tot timpul aveți nevoie când faceți să aveți degetele umede, da? Pentru că altfel se lipește orezul, da? Ia uitați! Strat uniform de orez? Da, strat uniform. Adică nu este o cantitate exactă, sunt care folosesc cantități exacte, gramaje, de exemplu, pun tot timpul după simț. După dimensiunea algei? Da. Sushi vegetal? Da. Facem cu castravete. Da? Udăm alga, ia uitați. Da? Strângem. Vedeți? Hai că după aia trebuie să faceți voi.
Hai că după aia veniți toți aici și facem. Ia uite. Avem orezul înapoi, excesul. Ia-ți vedem. Mai pregătim, după aia degustăm, da? Suntem pe jumătate și batem sâmburile? Și coaja. Și coaja? Perfect. Ia-ți vedem. Dacă e așa. Așa? Facem așa? Da. Nu-i bun. Următorul. Din păcate, asta e la avocado. Mai încercăm unul. Ia. Surprize, surprize. Bun? Da. Ce zici? Și cum facem? Facem așa? Și învârtim așa, da? Da. Bravo. Cum scoatem coaja? Așa, coaja, așa. Așa? Da. Uitați, da? Da. Îl decojim. Sau dacă nu, vă mai învăț eu un secret acum. Da. Facem o înțelegere. Eu vă învăț un secret și voi învățați pe alții, da? Bine. Uitați, luați o lingură. Scoateți cu lingura, da? Știu. Da? De la fel. Ia să vedem. Vedeți cum împing orezul cu degetele? Da? Bine. Sunteți atenți? Da, ce punem în asta? Castravete, avocado, cremă de brânză? Ia uitați aici. Filadelfia. Da? Vor? Ce? Pasir salmone. Salmone. Haideți să vă arăt ceva, ca să vedeți. Ați văzut cum se curăță un castravete? Cum se curăță? Noi acasă îl curățăm cu pilor, nu? Ei, japonezii, uitați cum îl curăță. Așa? Ce ziceți? Da? Nu, no, așa. Uitați. Și face așa și așa aici. Vedeți? Da? Am ascuțitoare de creion. Da. Exact cum e ascuțitoare de creion. Are de toate pe aici. Vedeți? Părerea voastră, ce fac cu coaja asta? O folosesc, dar vreau să ies așa. Pune în suși? Da. Da. Ai dreptate. Se folosește tot la suși. Uitați. Da.
Poftim? Nu, când își am zis și așa. Ce verde, bastonul? Da. Da, să folosești ca și gust, dar ca și decor la sushi, da? Uitați. Da? Pune și cu somon. Poftim? Nu, nu, e somon fumet. Da, după aia te-am pus. Ia uitați, am pus, da? Ce mai vreți? Poți să rulez? Da. Închid? Ud alga, da? Ca să lipească. Ia uitați, cu degetele astea trei, da? Vedeți? Uitați. Cu astea două prind tapetul ăsta de bambus. Și cu astea trei țin compoziția, da? Vedeți? Când ajung aici, închid. Uitați. Da? Ok? Păi mai rulez o dată. Greu? Ce ziceți? Da, e bun, dar am mai mâncat mai multe ori. Da? Tot așa făcut sau și cu pește? Am mâncat mai cu pește. Cu pește? Da. Aici în oraș sau în altă parte? În vacanță? Nu, am mâncat în România, la Iași. La Iași. Da. Bine, ți-a plăcut la cu pește? Da. Thank you.
da. În timp ce rulați această binuță, e vorba și de un descântec păgând ceva, ca să iasă mai bine? Că trebuie să mă concentrez la dimensiunea și forma perfectă a acestei binuțe. Așa, așa. Fără descântec, fără descântec. Bine, bine.